Bun găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile Wii Sport. Selecționerul și jucătorii naționale noastre de fotbal fac apel la suporteri înaintea meciurilor amicale cu Cipru și Ucraina. Serghei Kleschenko și elevii săi cheamă fanii să vină în număr cât mai mare la stadion pentru a susține echipa țării pe 8 și 11 iunie. Naționala Moldovei va întâlni sâmbătă 8 iunie selecționata Ciprului, care este pregătită de fostul mare jucător georgian Temurike Zbaia. Trei zile mai târziu, Vadim Rață și colegii săi se vor bate cu supervedetele din Naționala Ucrainei, Zinchenko, Mudrik și Dovbik. Ambele partide vor avea loc pe stadionul Zimbru de la ora 19:00. Eu sper că болельщики придут, поддержат нас, потому что мы имеем очень важную для нас поддержку нашего болельщика. Это было видно по прошлым играм, особенно незабываемая игра с Албанией, когда пели гимн всем стадионам. Я хочу, чтобы это повторилось в этот раз. Мы дарим свои номер мой маре, который свои трибуны лепления. Sperăm că o să fie toți cu bună dispoziție, cu gânduri mult mai pozitive și o să ne susțină pe parcursul anilor meciuri și să obținem victorii. Să jucăm acasă. Asta este, cred că, plusul nostru în ultimii ani și cred că suporterii care îi chem în număr cât mai mare la aceste două meciuri o să fie alături de noi și o să fie un meci interesant. Mizați pe susținerea suporterilor? Mereu. Mereu am mizat și mereu ne bucurăm când stadionul este plin. Un mesaj pentru suporterii naționale? Veniți la stadion, susțineți echipa și vom face tot pentru ca să vă ridicăm dispoziția. Naționala noastră se află în cantonament la Vadul lui Vodă, iar la antrenamente participă 26 de jucători. У нас задачи одни и те же всегда, независимо от официальных игр или товарищеских, как они называются. Мы выходим на каждую игру с желанием победить. Ну и, конечно же, каждая игра – это становление характера, это становление игры. Поэтому для нас очень важны эти игры. Două amicare interesante, care ne vor fi de folos. Sperăm să scoatem maximum din aceste două meciuri și de ce nu să obținem chiar victorie în ambele meciuri. Atmosfera în lot este foarte bună. Ieri fundașul Sergiu Platic a împlinit 33 de ani, iar colegii i-au cântat la mulți ani.